Atenție! Emisiune dedicată și persoanelor cu deficiențe de auz. Stela Dănilă vă prezintă Telejurnalul. Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am regăsit la Telejurnal. Iată principalele subiecte. Deputații s-au grăbit să adopte astăzi modificările la legea CSM fără recomandările experților internaționali. Consiliul Superior al Magistraturii va avea 15 membri în loc de 12. Procurorul General al Ucrainei a cerut autorităților de la Chișinău ca Vyacheslav Platon să se întoarcă la Kiev și spune că extradarea s-a făcut cu încălcări procedurale. 35 de elevi din Republica Moldova care au obținut 49 de distincții la concursurile internaționale au fost premiați la Gala Olimpicilor 2019. Președintele SUA Donald Trump a trimis la Timișoara o placă comemorativă din bronz pentru a marca cei 30 de ani de la Revoluția Anticomunistă din România. Consiliul Superior al Magistraturii va avea 15 membri în loc de 12. Deputații s-au grăbit să adopte astăzi modificările la legea CSM fără recomandările experților internaționali. Deși prezent în Parlament, președintele Comisiei de la Veneția, Gianni Buchiciu, a anunțat că avizul Comisiei va ajunge la Chișinău abia luna viitoare. Potrivit proiectului, Consiliul Superior al Magistraturii va fi suplimentat cu încă 3 membri. 2 vor fi selectați din rândul profesorilor de drept titulari și urmează a fi aleși de către Ministerul Justiției prin concurs public. Celălalt membru CSM va fi din rândul judecătorilor. Proiectul a fost votat în mare grabă, fără a se aștepta avizul Comisiei de la Veneția. Je dois avouer que j'étais surpris lorsque hier au Parlement j'ai entendu que ce projet d'amendement sera adopté aujourd'hui. Socialiștii au însă o explicație pentru graba în care a trecut proiectul prin procedură parlamentară. Noi am avut un blocaj în Consiliul Superior al Magistraturii pe parcursul mai mult de o lună de zile, blocaj care s-a simțit. Iată, pentru evitarea acestui blocaj pe viitor, pentru neadmiterea unor situații de criză în Consiliul Superior al Magistraturii, s-a venit cu acest proiect. Reprezentanții opoziției au părăsit sala de ședințe când proiectul a fost supus votului și spun că prin suplimentarea numărului de membri se dorește obținerea controlului total asupra Consiliului Superior al Magistraturii. Această grabă este determinată de dorința și doleanța lui Igor Dodon cât mai repede să ia sub control Consiliul Superior al Magistraturii. Este un proiect minit spre uzurparea puterii, spre punerea sub control a justiției. Proiectul de lege aprobat astăzi de Parlament mai prevede că președintele CSM poate fi ales doar din rândul membrilor instituției care dețin și calitatea de judecător. Fostul premier Vlad Filat, proaspăt eliberat din penitenciar, crede că mulți politicieni din Republica Moldova își fac capital politic pe seama lui. Mai târziu, în Telejurnal, vedeți apelul făcut de Filat prin intermediul avocaților săi. Procurorul General al Ucrainei a solicitat autorităților de la Chișinău întoarcerea lui Vyacheslav Platon la Kiev. Autoritățile din Ucraina spun că extrădarea lui Platon în Republica Moldova s-a făcut cu încălcări procedurale. Procesul de analiză a solicitării de extrădare în Republica Moldova trebuie reluat la Kiev cu respectarea tuturor normelor legale. Avocații lui Platon susțin că și condamnarea la 25 de ani de închisoare ar trebui anulată. Solicitarea Procuraturii Ucrainene vine după ce pe 21 noiembrie o instanță de judecată de la Kiev a anulat decizia cu privire la extradarea lui Vyacheslav Platon în Republica Moldova din august 2016. Hotărârea este definitivă. Avocații lui Vyacheslav Platon au confirmat informația și spun că omul de afaceri nu ar trebui tras la răspundere dacă nu există consimțământul Ucrainei, așa cum prevede și codul penal al Republicii Moldova. Conform articolului 469 al codului de procedură penală al Republicii
Republicii Moldova, Vecea Stav Platon ar trebui supus scutirii de la pedeapsă în conformitate cu articolul 190-243 litera B a Codului Penal al Republicii Moldova, din cauza lipsei de consimțământ a Ucrainei pentru tragerea la răspunderea lui Vecea Stav Platon după sentința judecătoriei Buiucani. Președintele Comisiei Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, Kiril Moțpan, declara luna trecută, fără a aduce probe, că extrădarea lui Vecea Stav Platon în Republica Moldova a fost rezultatul unei înțelegeri între Vlad Plahotniuc și Petro Poroșenco. Prețul acestei tranzacții ar fi fost de 3 milioane de euro. Vecea Stav Platon a fost extrădat din Ucraina în Republica Moldova pe 29 august 2016. După proces, el a fost condamnat la 25 de ani de închisoare pentru escrocherie, spalare de bani și tentativă de corupere a unor angajați de la detașamentul cu destinație specială Pantera. Fostul lider PD Vlad Plahotniuc este din nou în mijlocul unui scandal. El riscă să fie cercetat pentru că în 2009 ar fi plătit 2 milioane de euro pentru a numi un apropiat în funcția de procuror general. Procuratura Anticorupție a început un proces penal în urma unei sesizări făcute de deputatul PAS Radu Marian. În 2009, când ar fi avut loc tranzacția, candidat la funcția de procuror general era Valeriu Zupco. Cele 2 milioane de euro ar fi fost dați de Vlad Plahotniuc prin intermediul lui Serafim Urechean, care ar fi avut putere de decizie în numirea procurorului. Dezvăluirile au fost făcute încă de acum 5 luni de fostul premier Vlad Filat. Acesta susține că a fost informat în 2009 de către Veceslav Untilă și Veceslav Platon, deputați pe atunci în Parlamentul Republicii Moldova. Să trăiți! Fostul premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, este deranjat de faptul că mai mulți politicieni comentează eliberarea sa din închisoare înainte de termen. Prin intermediul avocaților săi, Filat a făcut un apel către aceștia să dea dovadă de corectitudine și să nu-și mai creeze capital politic pe seama lui. Vlad Filat îi acuză pe unii politicieni de ingerință în actul de justiție prin declarațiile pe care le-au făcut la adresa lui. Fostul premier cataloguează aceste acuzații ca fiind acte de presiune politică. Fără a atenta la dreptul la libera exprimare care aparține politicienilor în cauze, există suficiente premize și motive de a cataloga aceste declarații ca fiind acte evidente de presiune publică și de ingerință în actul justiției. Asemenea, declarații pot avea o influență sesizabilă în raport cu instituțiile statului, abilitate cu drept de decizie. Se arată într-un comunicat emis de avocații lui Vlad Filat, care fac referire și la declarațiile Maie Sandu, dar și a lui Andrei Năstase privind eliberarea sa. Este regretabil faptul că anumiți politicieni care pledează pentru o justiție corectă și pentru respectarea drepturilor omului în Republica Moldova nu înțeleg că, de fapt, prin prestația lor publică aduc atingerea anume acestor valori. Vlad Filat nu a cerut niciodată susținerea vreunui politician sau a unui partid politic. Dânsul a cerut dintotdeauna să îi se respecte dreptul la un proces echitabil, inclusiv dreptul la o justiție corectă. Judecătoria Chișinău a admis pe 3 decembrie demersul administrației penitenciarului numărul 13 și la eliberat condiționat înainte de termen pe fostul premier Vlad Filat. El avea deja o sentință de reducere de pedeapsă de 1 an și 10 luni și s-a considerat că a efectuat 2/3 din pedeapsă. Lipsit de imunitate parlamentară și arestat în octombrie 2015, Filat a fost condamnat la 9 ani de închisoare pentru corupere pasivă și trafic de influență. Denunțul a fost făcut de Ilan Șor. Pe rolul judecătoriei Chișinău se află acum un al doilea dosar penal pe numele lui Vlad Filat, în care este acuzat de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Premierul Rusiei vine la Chișinău. Dmitri Medvedev a acceptat invitația prim-ministrului Ion Chicu de a face o vizită de lucru în Republica Moldova. Informația a fost confirmată pentru TVR Moldova de consilierul premierului de la Chișinău, care a menționat însă că nu a fost stabilită perioada în care Medvedev se va afla în Republica Moldova. Ultima dată premierul rus a fost la Chișinău acum 10 ani, când a participat la summitul țărilor CSI. Șaisprezece elevi de la școlile profesionale, coordonați de un șef bucătar, au pregătit un prânz pentru militarii de la Batalionul 22 de menținere a păcii. În telejurnal vedeți că misiunea, deloc ușoară, a fost dusă la bun sfârșit de viitorii bucătari. România trebuie să financeze mai mult presa independentă și de calitate din Republica Moldova. Asta a susținut deputatul român Matei Dobrovie de la tribuna Parlamentului de la București. El a menționat că jurnaliștii basarabeni activează într-un mediu ostil, dominat de propagandă rusească. În acest context, parlamentarul român a propus crearea unui fond de cooperare mass-media dintre cele două state.
România trebuie să construiască acolo, trebuie să facem mult mai mult decât să vorbim despre filme istorice date la TVR Moldova, trebuie să facem mult mai atractive programele pentru publicul de acolo, pentru că aceste organe mass media sunt strategice pentru toate campaniile electorale și alegerile. Nu putem să ne plângem apoi că forțele proruse au câștigat din nou în momentul în care nu investim deloc. Trebuie ca televiziunile românești să treacă prutul, să fie preluate pe cablu acolo, trebuie ca cele de acolo să vină aici pe cablu, trebuie să încurajăm acest schimb de experiență între jurnaliști, profesionalizarea jurnaliștilor de pe cele două maluri, trebuie de asemenea să finanțăm direct să existe un administrator de granturi, așa cum am propus prin acest proiect, și anume în cadrul Agenției de Dezvoltare Oficială ROAID, Asistență pentru Dezvoltare, să fie creat acest fond de cooperare și coeziune mass media România-Republica Moldova, astfel încât să poată fi finanțate direct de către statul român, să se poată aplica pe granturi. Ploaie de proiecte cu tentă socială aprobate în ultima ședință a Parlamentului din acest an. La final de sesiune, deputații au votat majorarea alocațiilor pentru mai multe categorii de cetățeni și extinderea listei de beneficiari victime ale represiunilor politice, persoane care vor primi lunar câte 500 de lei din partea statului. De alocații lunare de stat în valoare de 500 de lei vor beneficia victimele reabilitate ale represiunilor politice din perioada anilor 1917-1990, indiferent dacă sunt sau nu beneficiari de pensii ori alte alocații de stat. De la 1 ianuarie 2020, victimele reabilitate ale represiunilor politice, deci indiferent de această condiționalitate, deci sunt persoane cu dizabilități, sunt pensionari și indiferent de faptul de unde beneficiază de această pensie sau alocație, vor primi alocații lunare în cuantum de 500 de lei. Parlamentul a adoptat astăzi și un proiect de lege privind majorarea cuantumului alocației sociale pentru persoanele vârstnice care nu au un stadiu de cotizare de cel puțin 15 ani și nu pot beneficia de pensia pentru limita de vârstă. Alocația a fost majorată de la 215 lei la aproape 500. Avem 9.000 de cetățeni Republicii Moldova care trăiesc cu 215 lei lunar. Cred că este simplu să vă imaginați fiecare. Într-un stat în care s-au furat miliarde de lei, noi întreținem cetățenii cu 215 lei lunar. Noi cunoaștem că să întreții o pisică sau un câine de rasă necesită mai mult de 215 lei decât să întreții un cetățean, o persoană în etate. Au fost majorate și alocațiile pentru persoanele cu dizabilități. Ele vor reprezenta 80% din pensia minimă de dizabilitate, dar vorbim de majorarea alocației pentru persoanele cu dizabilități, deci severe, accentuate și medii. În prezent, alocația pentru persoanele cu dizabilități severe este de 323 de lei, persoanele cu dizabilități accentuate primesc 302 lei, iar cele cu dizabilități medii 215 lei lunar. Două persoane au murit în această după-amiază la Soruca, după ce casa în care se aflau a fost cuprinsă de flăcări. Victimele sunt doi soți, proprietarii locuinței. Bărbatul avea 67 de ani, iar femeia 72 de ani. Pompierii au fost alertați de vecini și s-au deplasat în scurt timp cu trei echipaje în fața locului, dar nu au reușit să-i salveze pe cei doi. Locuința a fost distrusă aproape în totalitate de flăcări. Încă nu se cunosc cauzele izbucnirii incendiului. Suntem în plin sezon al gripei și cele 100.000 de doze de vaccin donate de Statele Unite Republicii Moldova nu au mai ajuns în țară. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, autoritățile americane au comunicat pe 18 decembrie că sunt în negocieri cu un producător din Marea Britanie, iar termenul de livrare a dozelor de vaccin antigripal va fi anunțat ulterior. Republica Moldova a procurat deja 100.000 de doze de vaccin antigripal prin Compania Națională de Asigurări în Medicină și a fost puse la dispoziția pacienților încă din luna noiembrie. Au prioritate la vaccin cadrele medicale, bătrânii, copiii sau cei cu boli cronice. În urmă cu o săptămână, o fată de 14 ani a murit la Spitalul Raional Cahul din cauza complicațiilor provocate de virusul gripal. Ea nu era vaccinată.
Misiune dificilă, dar și savuroasă la Batalionul 22 de menținerea păcii. 16 elevi din școlile profesionale, coordonați de un șef bucătar, au pregătit un prânz pentru 150 de oameni. Friptura de pui cu mămăligă i-a dat gata și pe ostași, dar și pe elevii veniți în vizită la batalion. În bucătăria Batalionului 22 a fost astăzi multă agitație. 16 tineri care vor să devină bucătari au avut misiunea de a găti friptură de pui, dar și o mămăligă de 20 de kilograme. Prima dată așa, în așa cantitate, n-am mai făcut niciodată, dar cred că ne descurcăm încetșor. Apa a fiert, cu adaos de sare, am adăugat mămăliga în șuvițe, am amestecat și acum amestecăm ca să nu se lipească la fund. Ion Gonța a fost responsabil de pregătirea fripturii. Este student, dar lucrează și ca bucătar într-un restaurant din Chișinău. Gătitul e marea lui pasiune și își dorește ca într-o zi să devină bucătar renumit. Important în mâncare trebuie să fie echilibru, nu prea mult sărat, nu prea puțin. Canto trebuie să fie, asta e ce mai bine, carne trebuie să fie mereu, nu trebuie să fie uscată, dar nici prea unul. Să băieții gătești acasă? Da, periodic gătim și acasă, deoarece noi tot învățăm la alimentația publică majoritatea și suntem nevoiți. Dar deja ne învățăm și a găti și a acapăra multe cunoștințe în domeniul culinariei. La prânz, cantina batalionului a fost inundată de mirosul bucatelor tradiționale. Militarii, dar și zeci de tineri veniți în vizită au stat la rând pentru o porție. Foarte bun. O notă 10. Da, chiar vă place mămăliga, nu e prea moale? Nu, e gătit bine. V-ar plăcea să vină cum mai gătească așa uneori? Nici o problemă. Toate bucatele au fost preparate sub patenta supravegherea bucătarului șef Roman Batin. El i-a urmărit cu atenție pe cei 16 tineri care au fost adversari în concursul Junior Chef. Competiția promovează talentul tinerilor studenți, iar 12 dintre ei vor fi selectați pentru următoarea etapă. Ei vor avea șansa să învețe și să gătească în restaurantele din Chișinău. Am făcut un masterclass, am eviscerat un pui cu ochii închiși timp de 40 de secunde și ei au avut parte să eviscereze puiul timp de o minută și ceva. Urmează să fie testați mai departe și trei persoane care vor lua locul întâi, care vor ajunge la finală, le vom oferi posibilitatea de a învăța la Universitatea Tehnică gratis, le vom oferi și cazare gratis. Organizatorii spun că prin astfel de proiecte vor să încurajeze tinerii să rămână în Republica Moldova. Am făcut pentru a ridica spiritul în rândul tinerilor, pentru promovarea mod sănătos de viață, pentru slujba în armie, prin mod sănătos de viață, atât sport, și prin alimentație. Proiectul este inițiat de Asociația SOS Minor, organizație care își propune, printre altele, integrarea în societate a minorilor și a tinerilor aflați în dificultate. Un episod de vreme rea a lovit puternic Statele Unite. O persoană a murit și alte 40 au fost rănite într-un accident în lanț în care au fost implicate 20 de mașini. În telejurnal vă spunem că două persoane și-au pierdut viața și la New York. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a trimis la Timișoara o placă comemorativă de bronz pentru a marca cei 30 de ani de la Revoluția Anticomunistă din România. Aceasta a fost montată pe zidurile garnizoane din Piața Libertății, locul în care, în 17 decembrie 1989, armata a deschis focul împotriva manifestanților. Placa de bronz a fost dezvelită de excelența sa, Adrian Zuckerman, noul ambasador al Statelor Unite în România. Clădirea garnizoane din Piața Libertății din Timișoara va adăposti viitorul Muzeu al Revoluției. Această placă este dedicată spre eterna amintire locuitorilor eroici ai Timișoarei și martirilor care au pierit în urmă cu 30 de ani luptând pentru libertate, democrație și drepturile omului în decembrie 1989. Dumnezeu să le binecuvânteze memoria, Dumnezeu să binecuvânteze poporul român. Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, stă gravat pe placa memorială oferită de președintele Americii.
Copiii noștri vor fi liberi este unul dintre cele mai răscolitoare mesaje purtate pe pancarte în zilele lui decembrie 89 de românii care au fost gata să plătească pentru asta prețul suprem, însăși viața lor. În ziua de 20 decembrie 1989, la foarte scurt timp după ce Timișoara și-a proclamat dezrobirea față de comunism, a venit pe lume Victoria Chiticariu. Fotografia cu bebelușul de numai câteva zile alături de doi soldați înarmați a făcut înconjurul lumii. Victoria avea să fie numită copilul Revoluției, iar acum are aceeași vârstă cu democrația din România. M-am născut la ora 12:30, la puțin timp după ce Timișoara a fost declarat oraș liber. Mama a fost un pic speriată de ce auzise, că se întâmplă în centru, în special de faptul că un tank a trecut peste o femeie însărcinată. Și atunci i s-a făcut rău și tata a dus-o la spital și m-a născut pe mine. În data de 20 decembrie am fost primul copil născut într-un oraș liber de comunism. Când mama era în maternitate, tata nu avea voie să urce la ea în primele ore. Și atunci ea a făcut semn, ei vorbeau doar prin geam. Și tata i-a spus că pune ce nume vrei tu, dar i-a arătat semnul, să-i pui și Victoria. Aici este o imagine cu părinții mei, mama și tata, eu micuța și doi soldați. Bine. Da, îți scriu pe WhatsApp. Da, bine. Mulțumesc. Am absolvit Facultatea de Științe Economice și Administrare a Afacerilor la Timișoara. Mai apoi am lucrat o perioadă în presă. Și în momentul de față lucrez pe domeniul marketing la o companie de cosmetice. Nu mi-am dorit practic niciodată să plec din țară, nu-mi doresc. Cel mult m-am gândit să plec pentru câteva luni, așa ca experiență, să văd cum e, dar nu, sunt destul de patriot așa, nu aș putea să trăiesc departe de familie sau de prietenii mei de aici, pentru că oricât îți oferă străinătatea financiar, parcă liniștea sufletească totuși e mai importantă. Ceea ce s-a întâmplat la Revoluție, până la urmă, este un mare lucru, că lumea s-a unit și a ieșit în stradă chiar cu riscul de a muri. Acum nu cred că mai este cazul să vorbim de așa ceva, adică nu sunt destui de determinați încât să mai pornească așa ceva. Treaba asta cu libertatea e mai mult o teorie decât o practică. Cred că totuși suntem manipulați și influențați de aleșii pe care îi avem. Problema e că noi am putea schimba lucrurile, doar că nu ne prea pasă. Marea majoritate s-ar implica doar cu vorba ca să ajungă undeva pe un post mai mare, să ajungă să fie cunoscuți, să primească o funcție. Oamenii nu prea știu ce să facă cu libertatea și cumva a fost ca un copil mic ținut în frâu și când scapă se pierde. Cel mai mare câștig e că putem să avem credință, în primul rând, iar mai apoi încredere în noi, în a spune ce ne dorim, în a avea cuvânt, practic, și până la dreptul de vot.
Ministrii Energiei de la Kiev și Moscova au continuat astăzi negocierile privind tranzitul gazelor rusești prin Ucraina spre Uniunea Europeană. Cei doi s-au întâlnit la Minsk după ce ieri au elaborat un proiect de acord după 7 ore de negocieri la Berlin. Cei doi ministri nu au dat detalii despre valabilitatea viitorului contract, volumul sau prețul tranzitului gazelor. Kievul a solicitat inițial semnarea unui contract pe 10 ani, în timp ce Moscova a insistat asupra unei înțelegeri pe termen scurt. Porțile trebuie să depășească și alte disensiuni, mai ales că Ucraina cere companiei ruse Gazprom achitarea unei datorii de 3 miliarde de dolari, stabilită de Tribunalul de Arbitraj de la Stockholm. Gigantul rus se împotrivește însă acestei decizii. Actualul contract dintre Rusia și Ucraina privind tranzitul gazelor rusești expiră la sfârșitul acestui an. Incident aerian în Japonia. Un avion al companiei ANA a fost silit să aterizeze de urgență. Pasagerii nu au avut de suferit. Aeronava, un Boeing 767, se îndrepta spre Tokyo, dar a revenit la Fukuoka în urma deciziei comandantului de zbor. La bord se aflau 270 de pasageri și 8 membri ai echipajului, dar nimeni nu a avut de suferit. Avionul a aterizat cu bine și a parcat într-o zonă izolată a aeroportului. Din motive de securitate, pista a fost blocată pentru jumătate de oră. Probabil, șarin ga jimen kara hanareta atari de don to mii ga ni mii kouhou desu ne. Watashi chotto mae no hou no seki notte mashita kedo, ma don to iu oto ga shite, sono shunkan ni shoumei to iu ka kinai no shoumei no ichibu, zenbu de nai desu kedomo. Compania Nippon a anunțat ulterior că senzorii au indicat o creștere a temperaturii în motorul drept în timpul decolării. Piloții au închis motorul suspect și au revenit la sol. Unii pasageri au postat mesaje de îngrijorare pe rețelele de socializare. Unii au spus chiar că au văzut foc ieșind din motorul din dreapta avionului. Poliția italiană a lansat o vastă campanie împotriva structurilor criminale. 384 de membri ai mafiei calabreze Ndrangheta au fost arestați ieri. Printre ei se numără un fost parlamentar, un oficial din regiune, un primar și un șef al unei structuri a carabinierilor. Suspecți de legături cu mafia calabreză au fost reținuți și în Elveția, Germania și Bulgaria. La raiduri au participat 2500 de ofițeri. Cele mai multe rețineri au fost făcute în localitatea Vibo Valenti. A fost confiscate proprietăți în valoare de 15 milioane de euro. Suspecții au fost acuzați de crime, spălare de bani și estorcare de fonduri. Sequestrat beni per oltre 15 milioane de euro. Iar în afacerea vagii în Statele Unite, puternice furtuni de zăpadă au devastat statele Connecticut, New Jersey, Pennsylvania și Iowa. O persoană a murit și 40 au fost rănite într-un accident în lanț în care au fost implicate 20 de mașini. La New York, un ciclist a murit după ce a alunecat pe gheață, iar un țurțure s-a desprins și a ucis un trecător. Poliția a decis să blocheze accesul pe o porțiune de pe strada 58. Pericolul reprezentat de căderea blocurilor de gheață a dus și la închiderea pentru câteva ore a podului George Washington, suficient pentru a bloca traficul rutier Orenșir. Elevii de la Liceul Teoretic Principesa Natalia Dadiani din Chișinău le-au urat ambasadorului României în Republica Moldova și angajaților reprezentanței diplomatice să aibă sărbători de iarnă fericite și un an nou spornic. Imagini vedeți imediat în telejurnal. În acest an, Banca Națională a Moldovei a lansat 14 monede comemorative și jubiliare din aur și argint, dedicate personalităților din întreg spațiul basarabean. Astăzi, în cadrul unui eveniment solemn, au fost făcute donații numismatice instituțiilor de profil și familiilor personalităților reprezentate pe reversul monedelor emise recent. Monedele sunt dedicate personalităților artistice, literare sau istorice. Pentru unul dintre cei mai cunoscuți artiști plastici din Republica Moldova, Gheorghe Vrabie, a fost emisă o monedă comemorativă dedicată celor 80 de ani de la naștere. Am fost copleșită de emoții din start, din momentul în care am aflat că eu voi fi persoana care va lucra la designul
acestei monede comemorative. Este foarte important din punct de vedere personal, dar și ca artist plastic, fiindcă urmărindu-l pe tatăl meu, de când mă țin minte, în fiecare zi, în proces de lucru, creând. La eveniment a fost prezent și primul guvernator al Băncii Naționale a Moldovei, Leonid Talmaci. El a făcut o incursiune în istoria leului moldovenesc, lansat acum 26 de ani, dar a povestit și despre colaborarea cu autorul designului monedei naționale, pictorul și graficianul Gheorghe Vrabie. La data de 29 noiembrie 1993 a fost introdus în circulație leul moldovenesc. Am început a colabora cu distinsul artist plastician, grafician, domnul Gheorghe Vrabie, care a înfăptuit lucrul necesar într-un termen destul de restrâns și de o calitate impecabilă. Relevant la ceea ce am menționat, numai ce vreau să transmit Băncii Naționale României mesaj de mulțumire și gratitudine pentru sprijinul acordat atunci. În onoarea artistului Mihai Volontir a fost emisă o monedă comemorativă dedicată celor 85 de ani de la naștere. Într-adevăr este o onoare să avem o asemenea monedă la aniversarea de 85 de ani și chiar mulțumim Băncii Naționale a Moldovei pentru ocazia de a lăsa în imagine și niște amintiri frumoase despre cei care au făcut lucruri importante pentru Moldova, pentru cei care au promovat imaginea Republicii Moldova, nu doar la nivel național, dar mult peste hotarele țării. Aceste monede comemorative sunt asemeni unor cronici care pot fi citite și admirate datorită încărcăturii valoroase pe care o poartă. Monedele comemorative și jubiliare reflectă o conotație educațională pentru tânăra generație. Aceste piese de artă monetară ne reprezintă ca națiune, entitate social-culturală și istorică. Monedele comemorative și jubiliare constituie un document prețios despre realitățile economice, artistice, literare, arhitectonice pe care le-au trăit predecesorii noștri și pe care le trăim noi în prezent. Banca Națională are o colecție de monede comemorative impresionantă, cu o tematică atent selectată. Monedele comemorative emise de Banca Națională evocă evenimente istorice deosebite, personalități notorii din diferite domenii, promovează cultura, tradițiile și obiceiurile noastre. Prima monedă comemorativă a fost emisă de BNM în anul 1996 și a fost dedicată celei de-a 5-a aniversări de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Până în prezent au fost emise 166 de monede comemorative și jubiliare, dintre care 8 din aur și 144 din argint. Un bărbat din Chișinău a fost condamnat la 15 ani și 6 luni de pușcărie după ce a obligat două minore, dintre care una era orfană, să se prostitueze. Pentru că cele două fete de 15 și 16 ani erau în căutarea unei locuințe, individul a găzduit în apartamentul său, după care l-a obligat să-și vândă trupurile. Bărbatul publica anunțuri pe diverse site-uri și apoi le ducea chiar el pe fete la clienți cu un taxi. Minorele se întâlneau cu câte 2 sau 3 bărbați pe zi, contra sume de 800 de lei, dar nu primeau decât o mică parte din bani. Fetele au fost exploatate în acest fel timp de 4 luni, dar una dintre ele a reușit să depună o plângere la poliție. Pe parcursul procesului, bărbatul a negat toate acuzațiile. Elevii din Republica Moldova sunt printre cei mai buni din lume la științe naturale. 2 elevi din orașul Bălți au reușit să urce pe podium la Olimpiada Mondială de Științe pentru Juniori desfășurată în orașul Doha din Qatar. Ei s-au întors acasă cu medaliile de argint și de bronz. La competiția internațională au participat peste 400 de elevi din 70 de țări. Vladimir Cebotaraș a câștigat medalia de bronz. El s-a pregătit un an pentru această prestigioasă olimpiadă de științe și spune că probele au fost destul de complicate. Cea mai dificilă era proba teoretică, era un test foarte voluminos, 32 de pagini, trebuia să-l scriem în 4 ore, erau 5 întrebări teoretice din diferite domenii, pentru că în Qatar se desfășoară campionatul mondial la fotbal în 2022. Au fost întrebări legate de acest domeniu, a fost despre cămile, întrebări despre gaz natural. Iar Alexei Krivchanski a reușit să ia chiar medalia de argint. Este în clasa a 10-a și spune că mereu a fost pasionat de biologie. Eu am dragoste față de aceste domenii încă din copilărie și nu în ultimul rând această dragoste a dezvoltat și părinții, care toți rudele apropiate sunt la fel membri ai acestor domenii. Republica
Republica Moldova a fost reprezentată la Olimpiadă de o echipă de 6 elevi. Profesorii spun că sunt mândri de discipolii lor. Numai printr-o muncă plină de abnegație și dăruire de sine, i-a obținut acel laur al succesului de care merită pe deplin. În spatele fiecărui succes stă o muncă enormă atât în cadrul orelor. Pentru a ajunge la astfel de rezultate, foarte mult timp trebuie de activat, de lucrat asupra problemelor, de experimentat. Rezolvând probleme, experimentând niște experiențe, noi aducem elevii la dragoste față de disciplinele date. Suntem cu toții mândri că avem așa elevi cu capacități și competențe înalte, care ne-au adus faima în afara hotarelor. Vreau să menționez intelectul născut al acestor copii, dar și marea dorință de a persevera, de a obține succese și marea putere de muncă. La Liceul Mihai Eminescu din orașul Bălți studiază peste 1900 de elevi. Au dus faima Republicii Moldova peste hotare la olimpiadele și concursurile regionale și internaționale, iar acum munca lor a fost răsplătită. 35 de elevi care au adus acasă 49 de distincții au fost premiați la Gala Olimpicilor 2019. Daniela Jovmir este singura elevă care a reușit să obțină medalia de aur la Olimpiada Internațională la limba franceză desfășurată în Republica Moldova. Este în clasa 12 la Liceul Teoretic Gheorghe Asachi din Chișinău și spune că își va continua studiile în Franța, în domeniul economiei. A fost o onoare pentru mine să fiu decernată cu premiul mare, cu medalia de aur în cadrul acestei competiții, care este de fapt o competiție destul de dură. Și am fost copleșită de emoții foarte multe și pozitive și sunt recunoscătoare tuturor pentru acest merit care îl datorez nu doar mie, ci părinților, profesorilor. Și profesorii au fost premiați pentru maestrie profesională și devotament în pregătirea elevilor. Printre ei s-a aflat și învățătoarea Danielei Jovmir, care spune că îi predă limba franceză încă din clasa a 5-a și că în spatele acestei medalii este munca titanică a tinerei. Sunt mândră pentru succesele ei. Este o elevă deosebită, are capacități enorme și a demonstrat toate competențele în acest concurs, un concurs destul de greu. A reușit pentru onoarea țării noastre, pentru onoarea liceului nostru, Gheorghe Asachi. E medalia de aur, este o victorie extraordinară. Matematica este obiectul care a adus cele mai multe rezultate frumoase. 22 de medalii și premii din cele 49 de distincții câștigate de elevii bazarabeni în acest an. Alexandru Lopotencu a venit acasă cu medalia de argint după ce a participat la Olimpiada Internațională la Matematică, care s-a desfășurat în Marea Britanie. M-am pregătit singur acasă, făcând probleme de matematică de la olimpiada respectivă. Fiecare premiu primit cumva te motivează. Cred că îmi voi continua studiile peste hotare, în afara țării, poate în Europa, poate în Statele Unite. Elevii din Republica Moldova au participat la 17 concursuri regionale și internaționale care s-au desfășurat în SUA, Cipru, Marea Britanie, Letonia, Israel, Franța, Qatar sau Azerbaijan. Victor Melnicianu și Claudiu Babin au obținut performanțe deosebite la Olimpiada Balcanică de Informatică. Mă simt onorat și foarte bucuros deoarece am muncit mult pentru ca să obțin acest premiu. Multe nopți nedormite și ore în șir în fața calculatorului, dar s-a meritat. Mai mult m-am pregătit singur, dar a fost și rolul profesorilor. Am fost admis la Universitate din Statele Unite și voi continua acolo studiile. Ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Corneliu Popovici, a felicitat elevii pentru succesele lor deosebite. Cu siguranță dumneavoastră îți reprezentați acel patrimoniu pe care îl are Republica Moldova și cu care noi ne mândrim. Dumneavoastră sunteți cei care promovați imaginea țării noastre, chiar dacă aveți o vârstă încă destul de, sunteți încă destul de tineri. Prin noastre, prin profesorii, prin antrenorii voștri, Moldova este cunoscută în lume. Gala Olimpicilor se desfășoară anual la inițiativa Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare. În acest an, Republica Moldova a fost gazda a două concursuri regionale, Olimpiada Balcanică la Matematică și Olimpiada Internațională la Limba Franceză. În ajunul sărbătorilor de iarnă, Ambasada României în Republica Moldova s-a bucurat să primească primii colindători.
Elevii de la Liceul Teoretic Principesa Natalia Dadiani, laureat ambasadorului și angajaților reprezentanțe diplomatice, să aibă sărbători de iarnă fericite și un an nou spornic. Îmbrăcați în portul tradițional, 21 de elevi au colindat pe angajații ambasadei României în Republica Moldova. Șubuneasa, văzând atâta cărătură, a alergat din șură în șură, cu sufletul la gură, din cămară în cămară, după sătărar. Ambasadorul Daniel Ioniță le-a oferit colindătorilor cozonac și dulciuri, apoi au făcut fotografii împreună. Sunt primul colindător, ne-a făcut o imensă plăcere. Încercăm an de an să avem porțile deschise pentru copiii minunați din Republica Moldova care vor să vină să ne ureze la mulți ani. Am intrat într-adevăr în perioada sărbătorilor de iarnă. Este momentul când nu numai că încercăm, dar chiar vrem să fim și mai buni, vrem să fim și mai deschiși și este momentul când le dorim tuturor multă sănătate, multă prosperitate. Elevii și profesorii lor spun că s-au pregătit temeinic pentru această întâlnire și speră să mai vină și cu alte ocazii. Am venit la ambasada României să felicităm ambasadorii și națiunea română cu venirea sărbătorilor de iarnă și să le urăm un an numai bun. Mi-a plăcut acest moment când am venit la ambasadă. Emoțiile au fost mari, dar după asta a trecut și totul a fost bine. Am venit aici să le urăm domnilor la ambasadă sărbători fericite și să le aducem o bucurie în suflet. Suntem cu toții români și nu putem rămâne indiferenți față de acești oameni minunați care mereu ne sprijină, ne aduc în dar multe, multe oferte frumoase pentru copii, vacanțe de vară și multe altele, dar în primul și în primul rând am hotărât să ne împărțim cu lumina sufletelor noastre de copii, cu cei care muncesc zi de zi în această ambasadă și cu adevărat aici ne simțim români. La final, toți angajații ambasadii României la Chișinău au fost semănați cu grâu pentru a avea un an nou roditor. La mulți ani cu sănătate, să trăiți, să floriți și să nu îmbătrâniți. Oamenii de știință de pe pământ fac tot mai mulți pași pentru a cunoaște planeta Marte. O armată de roboți va fi trimisă anul viitor să studieze suprafața și atmosfera planetei roșii. Ce speră cercetătorii că vor găsi, aflați din Telejurnal. Teatrul Radu Stanca din Sibiu a strălucit la Bruxelles cu un spectacol regizat de maestrul Silviu Purcărete după piesa japoneză Povestea prințesei de ochiate. Reprezentația a făcut parte din festivalul Europalia. Amănunte în corespondența de la Lucian Pârvoiu. Povestea prințesei de ochiate este o punere în scenă a unei piese japoneze din secolul al XIX-lea pe baza unui scenariu de Silviu Purcărete. Acesta combină cu abilitatea cunoscută elemente din teatrul tradițional japonez Kabuki cu elementele teatrului european reinterpretate într-o manieră personală. Rezultatul, o producție uriașă care beneficiază de scenografia lui Dragoș Buhagiar și muzica lui Vasile Shirley. Am venit cu un mare proiect care va fi la Jocurile Culturale Olimpice anul viitor. E un proiect la care lucrăm de 3 ani la Sibiu, în Fabrica de Cultură. Am creat un spațiu care este mobilat cu tot ce vedeți aici, cu această scenă turnantă, cu gradene, cu canamici, cu aceste spații speciale care sunt reprezentative în Teatrul Kabuki, care a fost interpretat respectând toate regulile Kabuki, dar într-o viziune europeană. Pe scurt, Povestea prințesei de ochiate este o piesă despre dragoste, viață și moarte, în care un rol important îl joacă prințesa Sakura, floare de cireș. Jocul magistral al actorilor Ofelia Popi și Justinian Turcu, travestiurile și muzica, punerea în scenă spectaculoasă, au fermecat publicul. O seară emoționantă, cred că încheiem cu succes un an plin aici la Bruxelles, nu numai în evenimente politice, în negocieri, dar și în evenimente culturale. Și ce poate să fie mai fantastic decât să încheiem acest an cu o reprezentație de excepție a Teatrului Radu Stanca din Sibiu. La spectacol a participat și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Din Bruxelles pentru Televiziunea Română, Lucian Pârvoiu.
Vila pomilor fructiferi de la Pompei a fost deschisă în mod excepțional vizitatorilor în timpul lucrărilor de restaurare. Timp de 2 zile, turiștii au șansa să viziteze Casa del Fruteto, numită astfel datorită frescelor care decorează pereții și care reprezintă grădini cu pomi fructiferi și decorativi. Sunt reprezentate și păsări în zbor. Spre deosebire de alte domus sau vile, în această clădire frescele decorează camerele personale. În cele 2 zile, restauratorii le vor explica turiștilor tehnicile meticuloase pe care le folosesc. În fiecare an, 4 milioane de oameni vizitează situl istoric de la Pompei. O armată de roboți va fi trimisă anul viitor ca să studieze suprafața și atmosfera planetei Marte. Misiunea NASA, plănuită să înceapă în iulie, va fi să analizeze rocile care ar putea ascunde probe privind microorganismele din spațiu. Dacă totul merge bine, rocile ar urma să ajungă pe Pământ 10 ani mai târziu. Și China va trimite roboți în spațiu cu destinația Marte tot vara viitoare. O altă misiune va fi cea a rușilor în colaborare cu Agenția Spațială Europeană. Roboților vor fi dotați cu echipamente de forare care vor permite studierea planetei roșii în profunzime. Agenția rusă antidoping Rusada a anunțat că va contesta descalificarea Rusiei de la competițiile sportive internaționale. Instituția a luat această decizie după ce a fost acuzată de falsificarea datelor din laboratorul de la Moscova transmise Agenției Mondiale Antidoping. Șeful Consiliului de Supraveghere Rusada, Alexandru Ivlev, a declarat presei că decizia Agenției Mondiale Antidoping va fi atacată la Curtea de Arbitraj Sportiv. El a precizat că acțiunea va fi pregătită în următoarele 10-15 zile. В рамках сегодняшней дискуссии по поводу 9 октября, когда ВАДА вынесло решение о признании несоответствия Русада кодексу ВАДА и соответствующих последствий, мы приняли решение не соглашаться с этим решением. Dacă decizia de suspendare a Agenției Mondiale Antidoping va rămâne în vigoare, sportivii ruși nu-și vor putea reprezenta țara la viitoarele Jocuri Olimpice de vară și de iarnă din 2020 și 2022. În același context, Rusia va pierde și dreptul de a găzdui la Sankt Petersburg meciuri de la Campionatul European de Fotbal, care se va desfășura vara viitoare în 12 orașe ale Europei. Sportivii ruși, care vor demonstra că nu au fost implicați în activități de dopaj, vor fi admiși la competițiile internaționale doar sub drapel neutru, la fel ca anul trecut la Jocurile Olimpice de la Pyeongchang. Să vedem acum principalele cotații valutare stabilite de Banca Națională a Moldovei. Banca Națională a stabilit un curs oficial de 17 lei și 27 de bani pentru un dolar american cu 2 bani mai mult. Valoarea monedei europene scade la 19 lei și 17 bani. Leul românesc va fi cotat la 4 lei și 1 ban, iar hrivna ucrainană va avea valoarea de 74 de bani. Rubla rusească se va tranzacționa cu 27 de bani. Iar pe final să vedem datele meteo. Bine v-am găsit, începem weekendul cu vreme caldă și cer parțial noros în Republica Moldova. La noapte minimele vor varia între 6 și 10 grade Celsius. Mâine la amiază termometrele vor indica temperaturi cuprinse între 7 și 10 grade, dar aspectul vremii va fi destul de închis. La Chișinău în această noapte vom avea 10 grade și cer noros, iar maxima de mâine va fi de 8 grade și vor predomina norii. Vreme mult prea caldă pentru această perioadă a anului vom avea și în România, iar la Timișoara va ploua. Valorile termice vor varia între 9 și 16 grade Celsius. Acestea au fost informațiile, sunt Ioana Scărlătescu, pe curând! Doamnelor, domnilor, telejurnalul a ajuns aici la final. Nu uitați, știrile noastre le găsiți pe tvremoldova.md sau pe pagina noastră de Facebook. Ne așteptăm opiniile dumneavoastră. Rămâneți alături de noi. În câteva minute începe emisiunea Punctul pe azi. Eu sunt Stella Danilă și vă mulțumesc pentru atenție. O seară reușită să aveți. La revedere!